Clipe de groază pentru un grup de copii din Pakistan, în timp ce se aflau într-o telecabină, un cablu de susținere s-a rupt. Au stat suspendați ore întregi până când elicopterele militare au intervenit și au salvat. Cei 6 copii încercau să ajungă la școală fiind singura cale de transport din nord-vestul țării. Într-o fracțiune de secundă, cablul telecabinei s-a rupt, iar copiii au rămas suspendați la peste 200 de metri. Echipajele de salvare au intervenit la fața locului, însă întreaga operațiune a fost foarte dificilă din cauza rafalelor. Analiștii s-au îngrijorat că elicopterul și curenții produși de acesta ar putea destabiliza și mai mult telecabina. În nord-vestul țării, locuitorii din Pakistan sunt nevoiți să folosească acest mijloc de transport pentru a trece peste văile din regiune. Peste 150 de oameni folosesc zilnic telecabina care s-a blocat deasupra văii.